Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, după cum v-am obișnuit, în acest videoclip. Am și o curiozitate și totodată puteți și vedea aia și voi. Berbecul Mitică este foarte gras, împănat, primește porție zilnică, urioală, boabe, mănai, furajer, ce prinde, ce avem în gospodărie, uneori și pâine. Iar astăzi, în acest video, vreau să-l cântăresc, să văd câte kilograme are. În minutele ce urmează, voi face acest lucru. Nu înainte de a aproxima, eu zic că are undeva la 65 de kg, așa, greutate corporală în viu. Este ideal pentru reproducție, pentru cei care cunoaște. Nu m-am îndurat de el să-l tai. Acum un an l-am oprit. Este ce trebuie, să zic așa. Hai, băi, miticuță, miticuță. Băiatul lui tata. Să mergem să-l cântărim, dragii mei. Între timp, dragii mei, eu l-am băgat pe berbecul Mitică în boxa binecunoscută, boxa unde îl cântăresc pe Jardel. Să mergem să verificăm și cântarul. Este la 0, este în regulă. Acum urmează să aflăm și misterul greutății lui Mitică. Sus, te rog, ușor. Greutatea totală, cu boxă, cu tot, este de 115 kg. Vom scoate berbecul din boxă, după care o să luăm tara, adică greutatea boxei, și o vom scădea din 115 kg cât are cu totul. Încă o dată aici. Dăm drumul la berbecuț, dragii mei, acum. O să plece cu viteză. Hai, băiatul, hai, băiatul, tata, hai. Se poate vedea, boxa este goală pe cântar. Acum să aflăm ce greutate are boxa. 52 de kilograme, 5. Așadar, dragii mei, 115 kilograme minus 52,5 rezultă 62,5 kg, atâta are berbecul nostru Mitică. Dacă v-a plăcut și acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți, m-ați ajutat foarte mult. Aștept acolo în continuare părerile dumneavoastră legate de animalele din gospodăria mea, de berbecul Mitică, de mânza pe care tocmai ce am luat-o și o îngrijesc. Puteți lăsa în continuare idei legate de ce nume o să punem mânzei și așa mai departe. Până data viitoare, tot respectul din partea mea,
Nu mai vine și Doamne ajută!